Rusăneștiul pare să fi scăpat de pesta porcină africană, boală din cauza căreia au fost ucise toate suinele din comună. Porcii santinelă nu prezintă semne de boală, iar oamenii vor să reia creșterea porcilor. Reprezentanții primăriei s-au implicat și au realizat liste cu numărul de animale pe care vrea să le achiziționeze fiecare localnic. Câteva se dă porcilor și în jur de 4-500 de porci la 30-40 de kilograme, acentatelor acum, cei care doresc să-și achiziționeze. Obișnuiți să aibă mereu porci în gospodărie, localnicii sunt nerăbdători să achiziționeze din nou animale. Pentru început vor cumpăra câte 1-2 exemplare, pentru ca apoi, dacă nu vor mai fi suspiciuni de boală, să-și refacă exploatațiile. Săptămâna viitoare trecem la achiziționare, dar de așteaptă cetățenii să-și cumpere porci. Fiecare găsește 1-2 bucăți, trecem bani, facem tabelă, facem exploatații, pozele de la exploatații, când avem sub control. Autoritățile veterinare nu au precizat însă dacă în localitățile din Telorman, de unde s-a răspândit virusul, mai sunt sau nu focare de pestă porcină africană la animale sălbatice sau domestice.